Moscova a confirmat. Ce s-a întâmplat cu Prigojin? Putin a decis, au apărut primele semne oficiale care arată că ar fi avut loc o împăcare între președintele Vladimir Putin și liderul grupării Wagner, Evgen Prigojin. Cei doi s-au întâlnit și au discutat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu Evgen Prigojin la doar 5 zile de la marșul fulger către Moscova, pus la cale și executat de gruparea Wagner, pe 24 iunie. La întâlnirea dintre Putin și Prigojin ar fi participat și comandanții grupării de mercenari. Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, președintele a avut, într-adevăr, o asemenea întâlnire a invitat 35 de comandanți ai tuturor detașamentelor și din managementul companiei, inclusiv pe Prigojin în persoană. Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, comandanții Wagner au prezentat propria lor versiune legat de ceea ce s-a întâmplat. Au subliniat că sunt susținători de votați și soldați ai șefului statului și ai comandantului suprem și au spus că sunt gata să continue lupta pentru țara lor.